se duce la cabine, se schimbă. Cabiniera, au, o maestre, ce e drag? V-a crescut capul. nu, ai, nu, nu începești cu prostică, lăsați mă lăsați-mă în pace că nu. Maestre, eu zic să mergeți la un control. mi așa mi se pare, dar mă rog, eu n-am vorbit cu actorii, nu știu, eu vă spun ce văd. În fine, se duce la repetiții, își lasă de pardesiu, pălăria între timp, Mește croitor vine, ia pălăria și micșorează cum a reușit să fac asta, nu mă întrebați, dar ce era diametru. I-a făcut un cerc făcut? mai scurt, da. mai strâmb. Da, mai strâmb. Asta e genial. Se termină repetiția, Și omul să îmbrace și apar de și când se-și pună pălăria pe cap, nu intra, a căzut, a leșinat. <coughs> L-au trezit, apă, pălmuțe... Salutare oameni buni, dacă e marți, e o nouă întâlnire cu youtuberii voștri preferați. Da, am spus youtuber, Silviu Petcu este youtuber și se bucură... Youtuber, un... boomer de youtuber. U boomer de youtuber, da, deci Silviu Petcu și Alex Zob din nou în fața voastră. O să vă rog din nou, dacă vă place ce facem, dacă vreți să ne susțineți, puteți să dați acolo un subscribe și de asemenea algoritmului îi place foarte tare să... Um... Sa dați un comentariu. Ne ajută. Așadar, un subscribe, un comentariu, un like, un share, ce vreți voi. Acestea fiind spuse, invitatul nostru de astăzi nu este nici boomer, nu este nici milenial, ci este din generația X. Actorul Angel Popescu este cu noi. Salut. Yeah! Salut. salut. Băi, a venit, adică ai văzut da. că avem și generația X, adică suntem deschiși către orice fel de exprimare a vârstei, vezi? Absolut, absolut. Suntem ok. Ziceai că nu, nu ești foarte prieten, așa cu, cu generațiile, adică nu te-ai. Nu nu te mă astea refer astea la, la clasificarea asta. Uh -huh, clasificarea asta nu, nu mi era clar, dar asta m-ați edificat voi. În mai gen... de puțin? Și -am, am, am vorbit puțin înainte ca să nu mai zicem <coughs> că. Voi cred că ați priceput care ne urmăriți, mai de că spune am tot de vreo 10 asta, ori. Da. Am zis chestia asta, dar e foarte bine. la. Angela da. ne-a întrebat și noi am răspuns. Ei, suntem ca la tine în de aici. <laughs> Angel, tu te-ai te născut în București, în Balta Albă? În București, în Balta Albă, dar lângă bariera Vergului. Okay. La... Am stat la casă până în 85, când. Acel domn. Uh, a hotărât că trebuie acel, să fac un cartier. A dădea Din mână și cădea o stradă, dar știți foarte bine da. câte edificii. Da. Eu, uh, hai că dacă am atins subiectul ăsta. Uh, Detest comunismul cu toată ființa mea și când aud că domne, dar ce, uite câte s-au construit și câte s-au făcut nu cu ce sacrificii știm cu toți Nu cred că e cazul să intrăm în detalii acum, și de canalul da. Dunăre Marea Neagră și ok, s-au făcut, dar cu ce sacrificii s-au făcut? Și când se fac la ordin, e cu totul altceva. În fine, da, și în uh, anul de grație, 1985, am fost demolați și m-am mutat. Avea 11 în ani? 11 ani, da. De deci ce da. s-născut în 74? Eram în gimnaziu, 74 s-născut, da. Generația X, să știți? Generație X, da. Uh, uh, și ne-am mutat în calea Văcărești. Ce? Da. Ce amintire ai din, hai să zicem, primii șapte ani, deci din anii Înse din anii 70, din anii 70 început de 80, așa, chiar la la început. Domne, amintiri frumoase că uh, bunicii, mă rog, din partea mamei, că locuiam acolo cu bunicii din partea mamei. Bunicii din partea tatălui stăteau în Rahova. Uh -huh. Și uh, Veneau din clasa întâi veneau foarte mulți colegi la mine în curte, și, da, vă în jucați. să Ne jucam, aveam leagăn. Aveam un leagăn uh, făcut din uh, crosele care nu mai erau utilizabile, că stând lângă patinoare aveam acces. Mă duceam foarte, aveam și hockey pe vremea aia. Da, da, da. Uh, da. naționala era a avut o perioadă foarte bună în 7-7, dacă nu mă înșel am fost în grupa a și am bătut pe americani cu un 0 O performanță da, țin Asta ține o minte. Uluitoare, da. Da, da, da. Și uh, un chimiu, Dumnezeu să-l se numea Vasile Boldescu și a, a fost ok la Dinamo București și la echipa națională. Da, și mi-am permis acest lux, să aveam acel leagăn din... Înseamnă că ai avut și gros. patine, stai, iar nu aveai patine să te da. dai... Nu s-a legat. Nu s-a legat. <laughs> nu s-a legat. M jucam, aveam o crosă și aveam mai multe pucuri că mă duceam în spatele porții și cu taică mi și mai colegeam din ce Era nu se ziutat, mai returna. Tăi. Da. Da, Dar nu, asta cu... Nu s-a legat. Îmi place de altfel hockey, mi se pare un sport extraordinar, foarte dur, foarte dur. Adică eu când am aflat atunci ce echipament au put, senzațional. <laughs> și mi s-a explicat ulterior și de ce se bat, Așa de des. Dar chiar de ce se bat așa de des? Au explicat, fiind volumul foarte intens de efort, că o linie este pe gheață cam 3 minute, după care se schimbă, așa, acționează instinctele primare. Și evident că la volumul ăla de efort, când mai ieși un patice la se întâmplă niște chestii. Dar e mișto că arbitru vine și zice ok, îi lasă. Da, am văzut îi lasă, că lasă, eu am da. crezut pe de ce spate. Domne, dumneata ai două minute, dumneata poate patru că ai încercat să lovești și cu crosa, <coughs> hey, și da, crosa. Da, da, da. <coughs> adică le explică frumos la jucători eu n-am știut asta. Eu, eram siderat băta de ce nu se duc oamenii să-i tragă de o parte. Și ei da. lasă, îți dădea un capac cap și dintr o dată sunt gata să cata să liniște. Da, 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 da. Și, uh, da, asta ziceam că. Aveam. Mm -hmm. Să revenind la ce m-ați da, întrebat? În curte. <coughs> și în, după aia, și în gimnaziu, cât am apucat, veneau colegii mei de la școală, era minunat, ne distram. A fost o perioadă foarte tristă până m-am adaptat la nou mediu, după 85, adică. Da, tu te, te, te mutat la bloc, nu? La bloc, da. Ah, da, da, <coughs> okay. complicat. Bănuiesc că acolo se făceau niște găști de copii de la scara A, B, C. Da, care... da, 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 da. da, da dar m-am integrat destul de fiind un tip sociabil, m-am integrat destul de greu. Erau totuși micuți și erau o altă lume, erau până să aparțin de o gașcă sau au trecut vreo 2-3 ani. Ce da. ți amintești de jocurile copilăriei? Lapte gros. Jucam lapte gros, sigur că da, 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 da. Capra, sau cum zicea, da, capra, da, da, da. capra. Da, uh, 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 de frunza nu mai țin uh, minte mare, nu, știu cum, nu mai știu cum se joacă, știu că am jucat, dar nu mai știu exact. Tot așa, cu minge și așa, cu cretă evident, trebuia... Date. Și o tronulă de fotbalul era, jucam așa. fotbal de două ori pe zi. Și unde jucați, Uneori pe stradă sau unde? Pe Maidan, celebrul Maidan. <coughs> sau în curtea școlii. Ah, Da, 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 aveam acces, puteam juca oricând acolo. Uh... Bănuiesc că atunci a început și pasiunea ta pentru Dinamo? Atunci nu? a te -au început. Du Te-au dus ai tăi la pe stadion sau? Da, da. Uh, la începutul anilor 80, uh, tăi cum mergea destul de des pe Republicii Rapidist fiind, Dar și el a fost la juniori, a fost o perioadă la Dinamo în București, da ține cu Rapidul, asta e. Așa și uh... Nimeni nu i perfect. <laughs> și a început să mai ia cu el pe stadion. Uh, și uh, de ce Dinamo la începutul anilor 80 se forma acea echipă a lui Dumitru Nicolae Nicușor care a atins apogeul în 84, semifinalele cupei semifinal. campionilor cu Liverpool vă dați seama? o tempora, cum se spune, adică în, acum 40 de 39 mai exact, Dinamo era în primele patru din Europa acum nu cred că are sens să discutăm probabil în ultimele patru, mă rog uh, da, și cum spune Mircea Lucescu, orice tânăr, orice copil are nevoie de o echipă care face performanță, o echipă care aduce trofee. Și a avut o serie dintre 81 și 84, o serie de trei titluri consecutive și două cupe. Au făcut eventul în 82 și în 84. Și evident că mi-a plăcut și am zis, că nu te supăra, dar îmi place mai mult. Am de decât că rapid. rapid da. Care ei au promovat. Au promovat în 82, Uh, și în ediția 82-83, sau 83-84, nu mai știu exact, dar erau celebrele cu plaje, încă nu se uh, uh, desfințaseră. Plajele au, da? cred că veneau undeva la 100.000 de, de oameni, nu? Cam atunci. așa, cam așa. A, era... ah, erau la două meciurile, practic, vedeai da, era... două evenimente. Da, dar explic, în explică în un, poziția un pic pentru cei clasă... mai tineri, ce erau cu plajele astea, dacă poți? Uh, erau uh, aceste patru echipe care erau în divizia atunci. Dinamo, Steaua, Rapid, sportul studențesc, sportul care avea o echipă senzațională pe vremea Dar toate A, patru la... erau într mare Toate refer. patru erau, da. Uh, uh. Și în funcție de poziția în clasament, adică dacă Rapid era mai jos în clasament, primul meci se disputa între Dinamo sau Steaua sau sportul și Rapid și celălalt era meci vedetă. De obicei... Uh, nimeream că jucând rapidul trebuia să... am mă aici taică la meci și așa. Și e, era Dinamo rapid, au sportul era meciul vedet. Deci erau e, patru echipe cu o, super fotbaliști în care eu am spus, domne, atunci merita și de la, și de la, erau două la, la bișnițari da? să-ți un bilet pentru că aveai ce vedea. Da. Și lumea nu prea avea multe atunci de văzut. Și aceste, aceste cuplaje strângeau 100.000 de, mii de spectatori. Și se pare că Lucia oșescu nu a plăcut ideea de atât de mulți oameni la un loc. Catare a desfințat aceste cuplaje, a intrat și Victoria A, a fost mai ciudat. Deci cred că prin 85 sau 86 a dispărut ideea de cuplaj. Eu am și uitat-o, dar țineam minte de cuplaj. Da? Era un meci din Amosportul în 80, da, 85, cred că atunci s-au desfințat. Uh... Erau foarte mulți, se rupseseră porțile, nu știu ce s-a întâmplat, dar erau mulți pe pista de atletism. Și în spatele porții și orac îl ruga pe un tip, de te puțin să bat și o cornă. Nu mai puțin, ci... te rog, ca să am puțină treabă aici. La fel Hagi făcea chestia asta, că venise deja la sportul din 83, mă rog, da. Senzațional, erau... Și a fost perioada în care echipele de club au făcut performanță uriașă începând cu Craiova în 83, continuând cu Dinamo și după aia culminând cu ăsta București care a luat Champions League am avut un suspin așa <laughs> nu, nu, nu mai țineai minte cum se spune, nu? <laughs> <laughs> Îți aduce aminte din perioada aia, Da, hai să zicem din, din școală, da? din da. școala generală poate și din liceu, de un profesor care te-a marcat, de un, hai să zicem un mentor, un om care te-a călăuzit așa un pic Ai vreun exemplu de genul ăsta? Domne Uh, din păcate, nu. De ce? Uh, Mentele au apărut mai târziu. Mai încolo. Da. Okay. Uh, în școala generală și probabil că, uite, uh, Silviștie știe mult mai bine, era regimul la Cazon. Da, era destul. Da? Adică noi făceam armată în școală. Da. Într-un fel. Era. Sau, e, pentru că erau foarte, profesorii erau foarte duri. Se aplicau și corecții fizice, pentru că tu nu, tu nu puteai atunci să. Uh, uh, cine să reclam sau ce să faci. Și era acea frică, era. aduce aminte, noi eram niște numere matricole. Da, aveam noi numere, nu numere matricole, eram, așa Nu e Eram Silvi Pătcu și Angel Popescu. Nu, nu, nu Erau niște numere 3200, matricole. 1200, 1400 și unitatea de învățământ de care aparține. Odios de altfel. Dar... Uh, nu, nu, nu pot spune că am avut un mentor în perioada asta. Și de asta și alegerea mea cu liceul, că am fost în MF3, evident că în 90 toți credeam că nu treapta a doua se va desfința. Anul 90 10 -a, nu prea am învățat, să fiu sincer, și credeam că o să se renunțe la treapta a doua, dar nu, cred că am fost ultima generație, nici nu mai știu. Dacă eu am fost, noi am fost ultima sau penultima care am dat treapta a doua. că adică s-a renunțat, dar nu în 90, puțin mai târziu. Dar m-am dus, uh, înclinația mea era clar către uman, dar m-am dus în mf pentru că se recunoaște, se manifesta cel spirit gregar. Și dacă toți au majoritatea au zis, bă, mergem mă, acolo, acolo m-am dus și eu. Am descoperit mult mai târziu că vocația mea e cu totul alta, da. Și uh, uh, MF3. După aia am fost în Jean Monnet, clasa 11, a 12 am ajuns în Șincai, că era mai aproape, adică am avut un traseu. A, nici deci de ai făcut a... Nu, 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 n-am terminat. Am picat la treapta a doua, după cum am spus, nu vă credeam că ieșeam în piața universității, credeam că o să, că suntem buri cu pământul și gata, o să se întâmple tot așa cum vrem noi. Evident că nu. N-a fost, N-a fost chiar așa. <coughs> Dar la, Revoluție Dar, ce făceai? Da, am fost în tabără la Revoluție. Unde? În tabără eram clasa a 10 -a, la Gura Râului. Asta unde Gura Râului lângă Zărnești. Aha. Foarte, când mă gândesc acum, deci, mă ia cu fiul așa, pentru că, vă dați seama, în, în, 22 profesorii se uitau la televizor. A început o forfotă și o, a, o teamă. Băi, cum adică a fugit Ceaușescu? Stați puțin ce asta. Noi în 17 am plecat în tabără, n-aveam informații despre ce se întâmpla la Timișoara. Știți foarte bine că nu aveai acces. Știau foarte puține asta. Da, așa e. Și am plecat în tabără, 17 decembrie, și ne-am întors, trebuia să ne întoarcem pe 23, uh, din cauza evenimentelor, uh, ne-am întors pe 27, ceva de genul ăsta. Oh, mai târziu da. a stat da, în da, plus? Da, am stat în plus, am stat în plus cu o frică teribilă, adică noaptea ne strângeam, cântam colinde, profesorii erau speriați, unii dintre ei ziceau că hai să, că dacă, era chestia asta cu teroriști. Da, 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 da. Și a erau doi soldați acolo care păzeau cabana și au fost chemați în cazarmă și ne simțeam singuri și unii spuneau ce să facem, hai să mergem în, la Următura, în piatra craiului, hai să fugim în munți. Nu s-a întâmplat asta, dar am trăit cu o spaimă teribilă în nopțile alea, Incredibil, da, da. Băi. Pentru că am prins, deci eram tremuram în brațele profesorilor când vedeam, am văzut execuția pe 25 era, era de ceva da de neconceput, era, era da. șocant. Păi și ai, ai tăi, și era un moment ăla, era un Ai București. mei era un București, mai că aveați, Dumnezeu s o nu pot să vă spun ce. Aveați vreo legătură, adică puteați, putea să conversa? Putea să la, vorbiți, telefon, la telefon, de acolo, da, da, telefonul. Și ați vorbit în, în, perioada aia la da, telefon. Da, 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 da. Mi-a fost frică că, bă, să nu suferă un șoc, mai că mea era foarte, foarte speriată. Deci, când m-a văzut în gara de nor, nu pot să vă explic ce reacție a avut. Când ne-am întors, 27, cred. Da. Și sigur că, fiind foarte tineri, noi am reușit să, să spun, să împachetăm totul într-o. Să, să aducem la noi chestia asta, adică să, să ne simțim bine că suntem totuși în tabără și să nu ne pese de acele evenimente. Nu să putea întâmpla asta pentru că în zărnești s auzeau focuri de armă. Se trăgea în zărnești. Da, dar nu mă întrebați cum, cine, ce. Da, dar asta știu sigur. Că ați auzit. Da. Și un, cam atunci am început, am avut mentori băieți mai mari din liceu în sensul că început să-mi dea să ascult rock. Și atunci am descoperit DC-ul Made in Metallica. Și a fost, la un moment dat a fost un moment că când se trăgea în zărnești, a aproape simultan începeau bătăi de clopot. O biserică din și se, auzea. Se auzea. Se auzea. Și am auzit niște bătăi de clopot mai tard decât de obicei. Ce se întâmplase? Pusese forum de beltol, o piesă de la Metallica, un coleg de-al nostru, dintr-o cameră alăturată, fetele s-au luat în brațe, au început, s-au speriat și ăsta a venit râzând și a spus, nu, am pus eu ceva la... Dă <laughs> seama ce nebunie... <coughs> adică, hați de necas până la urmă. Absolut, Știu absolut. Asta vom face tot timpul și o caracteristică da. uh, puternică a poporului român. Bun, dar vezi că sunt reacții în funcție de stimuli externi, da. care pot fi de la panică, plâns în hohote, poți să ai și reacții de tot felul. Pentru că nu ai de unde să știi cum reacționezi, că nu se întâmplă în fiecare zi. O da, Revoluție da, 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 și Revoluția acum a fost la noi, că nu știe ni, nu se știe nici acum cine, de ce, pentru ce au tras și, și au murit o grămadă de oameni. Normal că n-ai de unde să știi cum vei reacționa. Nu se întâmplă zilnic așa Da, ce. da, da. Și. Uh, uh, Sau bă, și niște sticle de șampanie, nu știu cum bă, colegii mei de unde au făcut rost, cum au făcut rost. Și am trăit așa, o, cum să spun, o efuziune exuberantă, așa, adică bă, gata, o să avem libertate, o să fie bine, o să fie. Profesorii erau. Uh, erau împărțiți. Adică se simțea o frică și o undă cumva de regret, nu o să dau nume acum, nici n-aș mai ști exact, dar nu erau fericiți toți, înțelegeți ce vreau aha, să spun. Aha, interesant. Și erau, da, că erau câțiva care uh, veneau după noi până în piața miniș, că ne vedeau fumând, uh, aproape de ieșirea din liceu, așa, și veneau după noi, te-am văzut, ai fumat, ai... Uh, și acum erau nu, Oare primele ce să facem, zile da. după Revoluție se purtau, erau cu totul altfel. Haideți, copii, fumați liniștiți. <laughs> avem și o sticlă de dacă șampane, dacă, dacă vreți. să o bere. <laughs> bă, bă. Ce asta, asta și e asta, e foarte da. Bun. Și asta doar la câteva zile. Știi, <laughs> da, da, adică da. da schimbare da, asta. Da, da. da ziceți ce mutații a produs în da, da. oameni, chestia asta. Plus că era. Bă, era șocant, nu puteai să-ți imaginezi atunci. Cum adică ce aușesc cu a fugit? Și când am, am văzut și execuția și, și nu, nu înțelegeam, băi, frate, ce evenimente, ce, ce se întâmplă, ce vremuri trăim. Da. Dar, îți, da. Îți, aduce aminte, îți aduce aminte prima piesă de teatru pe care ai văzut-o sau, mă rog, când ai fost prima oară la teatru? În anii 80, dar n-aș mai ști să spun, că am mers, mergeam mult și la și la creangă și nu, 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 prima, okay. nu știu să spun acum prima piesă care a fost, ar fi trebuit să știu, dar uite nu, că nu, nu, nu neapărat, nu, dar, nu, neapărat. Nu. dar ai, adică ai fost, ai fost, înainte de liceu, ai fost în gimnaziu, bănuiesc. În gimnaziu eram, da, na, 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 na. Și uh, din ai tăi, uh, nu știu, părinții, bunicii, era cineva pe zona asta artistică? Uh, Făceau uh, ceva în sensul ăsta? că mea, deși ei mei, uh, de ea vorbesc la trecut pentru că nu mai s-a prăpădit acum trei ani jumate dar avea o, o latură artistică, îi plăcea să picteze fără studii, fără îi plăcea să picteze și îi plăcea foarte mult zona asta a actorimii române și ea mi-a spus de de adică mi-a format o cultură teatrală și cinematografică destul de, destul de consistentă pentru vârsta mea și pentru vremurile alea era fascinată și mi-a sugerat, vezi pe viitor urmărește. asta da, dacă o să-ți placă și dacă o să fii făcut pentru, poate o să faci asta și într-adevăr am ajuns acolo după lupte seculare, <laughs> care da. au durat vreo patru ani deci tu ai fost patru ani <coughs> uh, ai fost după liceu an... după liceu am dat în poli, la fel, spiritul la poli, care, de care vorbeam da. că uh, nu știu, ce, mi-era și frică să încerc la teatru. Zic, bă, nu, e foarte complicat. A, deci nu ai avut Avem? o chestie de la început să <coughs> merg la teatru, să dau la teatru? Nu, mi-a fost frică. Mi-a fost frică și mi s-a părut mai, mai comod să fac asta. Zic, colegii mei, dacă se duc acolo, hai să... Am avut, colegul meu din generală, am fost în școala 75, probabil că știți de tot pe lângă patinoar, că am da, rămas da. acolo, deși m-am mutat în Văcărești, am rămas acolo la școală și a intrat primul, MF3. Radu Iosif se numește, acum e, nu știu, pă, un... cred că a făcut poli în Torino sau ceva de genul ăsta, adică era foarte, închipuiți-vă că în clasa 8 -a, profesorul nostru de matematică, domnul Vlădescu, Dumnezeu să-l îl lăsa pe el să predea când avea ședințe în cancelare. Ei, doamne! De cuvânt de onoare. Era atât de bun. Adică Adică avea și iarul Un adică... pas înaintea multor. Am înțeles. Da, putea să... Și nu întâmplător că atunci, adică în 88, nu intrai primul MF3 dacă nu știi uh -huh. bine de tot matematic Evident și română, dar în primul rând matematic. Da. Uh, și la fel în facultate, da, am dat la automatică și calculatoare, n-am intrat. Am mai fost o sesiune și am intrat la metalurgie. Am păi am și îți plăcea ce se întâmplă acolo? Nu-ți plăcea? E complicat nu, dacă... Luat, da, nu, e foarte complicat și să termin o facultate tehnică, eu am spus, băi, că se ia, și știi mult mai bine, se, se ia cumva în derâdere chestia asta inginer, Nu, copii, nu, e foarte greu. E, e foarte vreodare, greu și frate. Dar mulți nu înțeleg asta, da, da, au senzație că e așa, nu, nu, e cumplit. E cumplit și dacă, că și asta presupune vocație. Și a. metalurgia aveam, nu mai știu, mi-a o, ceva, parcă și, și că am avut și bursă, o bursă nu aia de merit, era ceva mai jos bursă jos. Mai jos, da, dar contează, da, contează, erau niște bani. Și uh, școala nu prea o frecventam, am, după primul an am dat că se făcea în engleză, era un departament în care se făceau da, cursuri în engleză și că nu știu ce avantaje ai avea după ce termin facultate. Ok, am intrat și acolo, dar... Uh, bursa a mai puizat un șorlei. <laughs> Celebru Shirley, că și voi da. să zic, adică da, zi bineînțeles. Că... Dar zi un pic <coughs> și atunci ca să știe toată lumea despre ce e vorba. Cred că atunci în 92 am intrat în poli în metalurgie. În... Și shorley cred că atunci se înființase. Atunci s-a înființat la începuturile în 90. Poate cu jumătate de an înainte un an și era. La început era așa o creșmă care atrăgea studenții, adică era după aia s-a transformat în acolo. Da, 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 da. Pe ce? Ieșeam, Ieșeam drumul, poartă și da, <laughs> intra. Și cum spuneam acolo, că acolo s-a ipuizat bursa, <laughs> după aia evident, deci au fost doi ani primul an în care, adică am reluat, am rămas repetent, am reluat anul întâi, dar m-am dus la departamentul de engleză că, domne, Ești mai tare da, conferă chestii. Și după doi ani, eu cu un prieten foarte bun de-al meu, era la TCM, ne-am luat diploma că ne-am dat seama că pierdem timpul, așa, dar ce am făcut după aia? Nici măcar atunci n-am avut curaj să dau la teatru, L am dat în construcții. Băi frate da, din da. lac puț, adică ceva. Asta nu știam Da, da. în construcții la. Vreau hidro. ceva diferit. Vreau ceva diferit la construcții. La da, am auzit. Da, că da, da rup acolo, rup la construcții. La băie. construcții rup. Da. Și dat, da. unde am fost? ICPM, la ICPM, Unde am fost? ISPME, nu la hidro. La hidro. Da, ISPME inginerie sanitară și protecția mediului. Profesionist. Sună... Adică nu Băi, mă, sună beton. Nu e... -că tată. Și acolo n-am mai avut bursă, dar uh, tot doi ani mi-au luat. Și începeam să le spune, că vin un fel de veteran, le spuneam la ce seminarii și la ce colegilor să meargă și ziceau, bă, da, tu de ce nu vii? E, nu, eu am altă treabă. Uh, uh... Erai un fel de îndrumător deja. Am... Erai da, îndrumător da, de da. an. <coughs> și... <coughs> Odată m-am amuzat că la un examen uh, un coleg era, am avut o disputa, era între, cât se a randamentul, era între 20 și 30%, că erau o problemă cu motoare termice, cu asta știi foarte bine, și a venit unul care a zis că lui a dat 120% și am zis, zic, bă, perpetu mobile e nici copiii, da, absolut. deci tot tăticule, acum te duci la NASA direct da, da. cu rezultatul ăsta, nici nu mai stăm de Mă rog, și am avut o revelație, în ce sens? <coughs> la ora de topografie, veni proful și cu un teodolit și zice, băi, o să mergem în scurt timp să facem aici niște măsurători pe deal aici în tei și eu așa. Și mi-am seama că, poate nu, și zic, domn profesor, și de atunci am plecat, zic că vă rog să nu, eu fiind foarte, un tip foarte de bun simț și introvertit cumva, adică ajungem și la timiditate și așa, uh, din cauza vechiului sistem care uh, în care și a lăsat amprenta, da, Clar. da, 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 da. format. Da. Și uh, sistemul la opresiv și zic, domn profesor, cu tot respectul, cred că vocația mea nu este să măsor găuri de hârciogi aici pe câmp. Vă mulțumesc. Eu din această zi. Deci ai avut o revelație pur simplu. Bă, și simplu, da, plecat am. pur și simplu. Da, am plecat, da. Și am ai dat și... la chimie. Și ai dat la chimie. <laughs> <Cum era. laughs> da, da, da. Bun, dar totuși, cum ai ajuns la, la, la teatru? Adică a, trebuia să fi avut ceva, niște chestii pe undeva. Bă, totuși asta mi-ar plăcea să fac, nu? Bineînțeles că le aveam, bineînțeles că le aveam, dar, repet, frica asta de... Uh... Știu că în, în perioada aia erau, oricum, erau și mai mulți pe loc, adică da, da, se intra da, greu. Da, da. Nu da, ca și... acum s-ar intra ușor, dar se intră mai ușor fără doar și poate. Adică, acum sunt 50-60 de oameni într-un an. Da. Atunci da. Cred că 20? Cred că erați că cam 20. 20. nici nu știu, eu am făcut, o să vă spun imediat, cred că da, cred că da. Reiau un pic, aveam chestia asta din gimnaziu că îmi plăcea foarte, foarte mult să povestesc întâmplări, unele mai și floream, dar mă simțeam atât de bine când văd că râd colegii mei. Bă, era raiul pe pământ. Zic, băi, asta este... E minunat să poți să faci asta. Și, și mi-au sugerat câțiva, băi, ai putea în viitor să încerci asta. Păi zic, asta îmi spune și maica mea doar că... Doar că? Doar că... Mi-a fost frică, nu mai știu cu cine vorbeam și spunea că face pregătire cu, cu tare actor și zic, a, păi ce bă, eu, de unde? Ai mei muncitori în fabrică, unde să n-am? Adică mi se părea că n-am acces. Dar asta știu? era din cauza ta, <coughs> nu din cauza... Nu, e din cauza mea, da. Uh, și până la urmă, în 96, am fost în Teatru Podu un pic, la domnul Cătălin Dumnezeu să-l ierte, am dat la un ATC, n-am intrat, după care tot în, în, a, a fost o chestie asemănătoare uh, cu aia din 92 când am dat în adică a mai fost o sesiune, am dat la Universitatea Ecologică, mi-a plăcut foarte mult de proful meu, Constantin Codrescu, uh, și uh, anul următor n-am mai aici, am rămas acolo. Am rămas acolo și din anul următor am devenit coleg că intra în 97 Conovaru. El a fost la uh, Margareta Pogonat. Și am rămas acolo și iată unul dintre. că am ajuns și la unul dintre mentorii mei. Cu Tata Puiu. Tata Puiu, Dumnezeu Sorodinesc, anul trecut s-a prăpădit. Așa, uh, el, Vlad Rădescu, celălalt profesor și din anul 2 l-am avut și pe Doruana, Dumnezeu să rodinească și pe el, ca profesor asociat. Dar mentorul, de la toți trei am învățat, evident, fără discuții, dar mentorul principal este tata Pui. A fost și profesional și am înțeles mult și din probleme de viață și m-am maturizat în ăștia patru ani în care i-am -am fost, fost student. Și probabil din cauza Şi? lui sau datorită lui, nu ai mai <coughs> nici măcar nu te-ai mai gândit să mai încerci la un ATC, nu? Pentru că îți plăcea foarte mult ce da, se întâmpla acolo. Da, nu de frică, adică aici chiar nu mi-era frică, uh -huh. nu mai, o făcusem odată, dar am zis, băi, vreau să rămân aici. E bine, e rău, nu știu. Licența am dat-o la un ATC. Uh -huh. cu, a, a, în perioada aia în, a, am putut să ne dăm spectacolele prin bunăvoința. <coughs> profesorul nostru Vlad Rădescu, care era și director la notară, am putut să spectacole de licență le-am jucat acolo. Ah, ce frumos. La sala mică, da, da, da. Și eu aveam un Chiuvania, jucam un Astrov în Chiuvania și Satin în Azilul de Noapte. Satin care a fost Ce roluri frumoase, <coughs> mișto. Și uh, frumoase, da. Și la licență m-am dus cu Satin, Azilul de Noapte și tocmai pusese regretatul Ion Cojar, eu să-l odihnească, Azilul de Noapte la Național. Și a auzit, uh, Hai să discutăm. Băi, oameni buni, nu mai știu, cred că am stat. Am ieșit după 45 de minute, m-au întrebat ăștia, băi, născut? Ce-ai făcut? Mă? Deci ce-ai ce pățit mă? acolo, nu? Da, și că la un moment dat mă zăpășise, nu mai știam să răspund la ce întrebări îmi punea domn profesor Cojer. Și am luat. Și de aici a început traseul meu artistic nu știu dacă știți, nu-mi face plăcere să-mi amintesc, dar nici nu pot uita faptul că la început am fost suflor la teatru de comedie pentru un an jumate, cam așa. Eu n-am știut asta. Da, era mega frustrant să îți vezi colegi pe scenă și tu să faci asta. Mi s-a propus atunci, măi, că tot veneam, mă uitam la repetiții, mă. Și mi s-a propus să fac regie tehnică și Zic, băi, eu nu pot să mă organizez pe mine. Cum să organizez? Se pare cumplit de greu să organizez pe alții. Și în procesul ăsta putem să fac și asistență de regie, ca suflor. Eram la scenă tot timpul și vedeam ce se întâmplă și... Da. Și mi-au spus actori mai bătrâni, bă, să nu rămâi așa. Acum, da. sigur. Este o, este o capcană. Devine confort și confortul este al dracu de rău pentru Tine, și da. ușor, ușor, de, repet, nu-mi face plăcere să-mi amintesc, dar nici nu pot să uit. Dar în același timp, asta m-a învățat, umilința față de meserie. Deci a fost o lecție senzațională. Uh, pentru că dacă te copleșește și rămâi acolo, e cumplit. Dar dacă poți să uh, faci translația către scenă și asta să fie un proces temporar, e în regulă. Și da, am început ușor, ușor să joc. Am intrat în... Am avut un rol ușor în Marlen, că suflam Marlen, regia Cătălina Buzoianu, domnul să cu Emilia Popescu și Aurora Levante. Acolo, după aia, debutul, cred că... Hai să zicem că a fost la... Da, la Vlad Masac în... Avarul îndrăgostit. O adaptare a lui Cristi, Junku, după Molier, da, da. Și de acolo lucrurile au început ușor, ușor să se lege. La uh, primul proiect TV de amploare a fost Mondenii. Probabil că așa da, da. știți de el și bucurat da, acolo a fost la acolo. casting pur și simplu. Da. Păi, da, na, sigur că da. Nu, a, a, știi cum sunt? Câteodată te mai ești invitat, ai un prieten care îți vine să vezi și cum este și. Nu, nu, a, nu a fost. Crea. Eu țin minte de atunci. A fost un casting foarte. Foarte puternic. Foarte mare. Da, 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 da. Mulți, foarte mulți actori au fost da. atunci. Și erau și producătorii, erau eu și producătorii. Știu că am fost, am fost și eu la probă atunci, dar cred că am fost uh, la uh, proiectul inițial, adică când, uh, când a început. N-am mm -hmm. mai fost după aia. Mm -hmm. Tu ai fost după ce a plecat Dragoș Stoica. După ce a plecat Dragoș, da. Am da, da, fost da. înainte. S-a făcut un casting, pentru da. că grupul era atunci de patru, uh -huh. uh, actorii principali în casting și am fost... Nu da, mai știu, cred că am fost 50 și ceva wow. de actori. La, la fel, era o chestie interminabilă, adică îmi cereau personaj după personaj, nu se mai termina. Păi și de, unde aveai de unde aveai atâtea personaje în pălărie? Și că eu știu, nu știu, mi am dat seama că uite le-am Adică pur și simplu le, le nu. Nu te nu pregătit special pentru că le făceai dinainte, Adică ți-au dat o listă Nu, nu plăcea să te joci pe acolo? partea asta da, de evident, imitații, evident nu? da. M am avut latura asta histrionică o conțin da. Nu. Da. Da. Și îmi plăcea foarte mult și îți și uh, suscită imaginația foarte tare. Și când știi conceptul, că știi despre ce, da, te poți juca infinit. Când înțelegi uh, cum gândește personajul uh -huh, respectiv, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Adică nici mai aveam tot, nevoie da. de un text anume, era, îmi veneau pur și simplu. Deci improvizație până Improv. la urmă, da. asta era. Da. Era o improvizație da. 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 cu o temă, cu un personaj dat, adică să-l faci da. pe ăla. Da. Da? da. Și după câteva zile mi-a dat vestea colegul meu, Mișu Bendeac, și mi-a zis Bă, presupun că știi de ce te-am sunat. Zii, bă, nu știu, e, nu bănuiești? Zi. Păi, ai luat. Ah, okay. Asta e foarte bine. <laughs> și am <laughs> <a> început... <laughs> Foarte bine. Câți, câți, ani ai făcut tu? Ai făcut ceva timp? Am da, eu înainte, înainte de Mondeni am fost uh, o perioadă în grupul VOA la Național TV, cam un an jumate, și în același timp eram la TVR2, tot cu Vlad Masa ce am lucrat, la... era pionieratul teatrului sport, care s-a dezvoltat foarte mult și astăzi... A, da, știu, 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 din, din, segmentul ăsta au derivat multe, cum ar fi și... Uh, uh, nu stand up în sine, dar de acolo au plecat foarte mulți care fac stand-up în zona intro aia. games și da, da după da. Aia no, Și no, no. se numea Improvizibili, Campionatul de Comedie no. Prezintă Improvizibili. Și uh, pe TVR2. Și trupa era no. Cred că era și papi? Mai mult. Era și uh, da, da, emisiunea de la TVR. Constant eram uh, Marius Rizia și cu mine, el era prezentatorul și eu eram un personaj de fiecare dată altul. Gigi Becare, mitică Dragomir Doroftei Etică. Și da, și ne implicam și noi, adică totul era, totul era impro, adică uh, cei din public credeau că sunt făcute, nu erau făcute. Da, practic era, era, era foarte era, greu. era vorba de niște jocuri de improvizație, Da, 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 Toate aveau o, o structură, dar Sigur. tot ce se întâmpla acolo era uh, era în funcție de da, uh, 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 în funcție de ce spuneau, de ce primeați de la public. Da, nu? da, da, da. Și improvizație 100%. Improvizație 100% sau, da, da, na, 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 da, da. da, Foarte fain Da, sigur, sigur. Îmi da. povestea Andrei că Huțuleac a fost, atunci era da. euh, elev și își dorea să devină actor și a fost în public de câteva ori și a fost impresionat de, de show. Da, da, Uite, o altă generație. Un tip care, mie mi se pare un fenomen, ceea ce realizează el acum. Huțuleac e da, foarte da, mișto Da, da. Un talent uriaș și o minte pe măsură, da. Și câți ani au fost la, Așa. la Mondenii? La Mondenii am intrat 3. în 2008. 2008. Uh, au fost patru sezoane, adică doi ani în care uh, uh -huh. în formula cu Dragul Stoica. Și după aia din 2008 până în 2014 când... Uh, deci sunt șase ani, e treabă. Șase ani, da. da. da e fost bon. a intrat în insolvență și ni s-a spus... Nu mai avem nu cum să vă mai susține. putem susține. Asta e, sigur. Da. -am, mă rog, după aia ai mai făcut niște proiecte la prima. Știu că a fost uh, Mangalița în care ai fost Pai și nu, tu? Nu, a la antenă. Da. Aia s-a făcut la antenă. Dar a fost, cronologic a fost așa. După uh, Mondeni a fost Atletico Textila. Asta a fost la pro. Asta a fost la pro. Da, da, da. da. Trei sezoane, după care s-au oprit, din motive care pe noi ne depășesc. Uh, Mangalița. Asta a fost pe antenă? Da. Am mai avut. Uh, destul de multe apariții la umor. așa în acest roast istoric da, și na, na. diverse așa și e, acum acum am terminat de curând primul sezon din Groapa, sperăm să nu fie și ultimul da? Păi sigur nu o să fie ultimul, că povestea nu are cum să rămână așa, și da. noi ne dorim să continuăm nu știu dacă ați văzut, este pe VOIO el se poate fi văzut pe VOIO și în online mm. am făcut 13 episoade cum? Da, ați terminat, cred că acum vreo două, trei săptămâni a terminat, terminat de filmat. da, da. Cum ți-a făcut naveta până la Giurgiu? -Giu? E, ok, că aveam transport. Adică, <laughs> da, dar, okay. nu e. Dar e, e adică este. te resimți dacă greu. ai zilnic zi de filmare. Și a fost pentru colegii mei din, mă refer și la uh, actorii din rolele principale, că am avut un rol secundar aici, așa, adică am, am avut timp să învăț și de teatru, așa, și... Uh, cei din rolurile principale care au făcut zilnic drumul ăsta sau departamentele celelalte? Absolut. Costume machiaje, cu. Care stăteau de dimineață până noaptea în că târziu. An... Da? S-a întins pe parcurs a 5 luni. Pentru că am văzut că ați avut foarte multe filmări Primul de noapte. Sesu. Asta înseamnă da, că da. cei care participau acolo, clar că nu mai aveau spectacole da, 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 da. la teatru, live sau ce fi făcut altceva. Adică era clar de împărțit. De fapt, la un proiect de televiziune la dimensiunea asta, nu prea mai ai timp de nimic în rest. Adică, poți să ajungi acasă și să mângâi da. copilul pe cap, atât. Da. Nu pot, prea poți să-l scoți la plimbare decât în weekend. Da. Eu plus cu să am, adică... am reușit să mă văd și de da, a fost Ne-a povestit conovaru, ne-a zis, ne zis, ne zis Conobarul. Conobarul că era disperat. Yeah. <laughs> o tată și sunt cu tot respectul că doamne ferește, am, adică am fost primiți bine în orașul ăsta și a fost tot Bă, dar țânțari de-aia fomiși de, fomiș de Dunăre, tată, adică nu... Doamne, Doamne. Cumplit. Și am înțeles, ne spunea un localnic că îi supraviețuiește și iarna. Dacă e iarna mai blândă, în decembrie și ianuarie iau țânțari. Păi cred că au țânțari la cât amar de apă și stufări și au, au loc unde se dezvoltă, unde să-și depună ouăle, că de da, fapt da, astea da, stau da, puțin da. în hibernare sau ce fie aia și... Cum dă puțin un, o rază de soare, au și sărit. Unde-i? Unde-i? Să-l strâng de gât, să-l mănânc, Angel, eu știu, da. o, eu știu o poveste, dar o să te rog pe tine să o, să o zici. Așa, doamne, uh, O poveste pe care ți-a zis-o mentorul tău, uh, Constantin Codrescu, legat de cioacele pe care și le făceau ei. Ah, da... Cu, la vremea respectivă na, făceau tot felul de glume tot felul de, da. de cioace și știu te-am văzut pe tine uh, spunând chestia asta într-un interviu pe care l-ai dat mai de demult uh -huh. ceva mai vechi uh -huh. de o cioacă pe care o făceau ei în, acum mult, mult timp da, uh, îmi vine în minte una uh, dacă făceau și ei, chiar dacă nu știu Mie mi-e greu să compar, știi, nu vreau să... Adică cum e sintagma acum care se folosește destul de des, domnei nu mai sunt actorii. Păi nu mai sunt, că ei nu mai există, dar asta nu înseamnă că noi facem meseria în bășcălie sau că... Suntem actorii vremurilor noastre. Absolut. Nu trebuie gândit așa, deloc, deloc. Adică, actoria în țara asta n-a murit nici după Caragiu, nici fotbalul n-a dispărut după Maradona. De deci, ce ai să, știi, dar... E foarte greu acum când noi trebuie să facem vreo 3 sau 4 chestii să ne plătim chirie. Trebuie înțeles și asta. Corect, corect. Atunci timpul era mult mai bine folosit. Știau da. clar când fac teatru, când bă, două luni sunt la film. Se făceau filme, radio, stai puțin. Se, se făceau și filme pe vremea și erau foarte bine plătiți. Da, da. Dar asta s-a propagat o chestie care... Mă, voi sunteți mentorii noștri, noi din voi ne-am inspirat. Dacă noi nu existăm, înseamnă că nici voi n-ați fost ok. E un raționament corect? Păi nu, adică... E foarte corect, că... dar știi ce am constatat noi? Că noi ne lovim de exact... Vorbim cu mulți actori, cu regizori, cu oameni din domeniul artistic da. clar, care trăiesc din asta și sintagma asta de care vorbești, tu ne-am lovit absolut da, la toată da. lumea. nu mai sunt actorii de demult. Dar eu apreciez foarte mult actorii de, o vârstă, de vârsta ta, din generația ta, da, din generația da, lui, da. lui Alex, pentru că îmi plac, fiecare are altceva de spus. Nu poți să stai și să te uiți numai la monștri sa. E un monstru sacru, foarte bine, dar mai sunt monștri sacă care cresc acum, că nici Bamza în anii 50-60, nu era monstru sacru. Era un băiat care se străduia să facă actorie. Da, și credeți, voi și credeți că atunci nu se vorbea la fel? Nu ziceam, bă. Ăștia, ăștia mă, ăștia o de acum bin, din anii nu mai sârmă să ca pe vremea... Nu mai înainte de război, cu nepoi, că mergeam noi la... Cum era vraca, mă, și bă, cum bă, era... Bă. Fiecare deci, zicea de, de tine. Că așa Asta e, da. există, dar și astea sunt colportate nu de cei care sunt în branșă, în niciun caz, ci de cei care stau și A, își... bine. Își, își, Cum să zic, își, își mângâie nostalgiile. Adică își gâdile nostalgia când erai la 20-30 de ani că ai rămâne în minte și ai place muzica de atunci, cum te îmbrăcai ce mâncai, cu ce gagici mergeai ce da, muzică da. ascultai și ce actor vedeai normal când ai 3 30 de ani tu tot la aia te raportezi pentru că aia ai viața ta și de aia zic bă nu mai sunt actorii de atunci păi nu mai sunt că sunt alții la fel de bun dacă nu chiar mult mai bun că... dar sunt cu totul alte vremuri acum astea. sunt alte, adică alte contexte e segmentul alții... 47-89 de comunism, da? Da. În exact. Care sigur că au fost, probabil că atunci au fost concentrate cele mai mari valori. Dacă luăm epoca modernă, cumva, da? Ultimii 60-70 de ani, adică nu vorbim de interbelic și așa, de nu ajungem la aristița și așa, dar. Uh, uh, Asta nu înseamnă că după Revoluție nu există. Lucrurile s-au schimbat uh, radical. Radical și atunci e normal că și teatrul se schimbă și actorii. Au alte. alte zi de ce Să revenim la. Da. da Ia, și spuneam, ca să ca să zic exact la care mă refer, cu capul mare. Aia cu capul, cu păi la capul aia, mă, mare. Nu, și ca să închidem. Da. Nu, nu, nu. voiam rog. să sugerez că din mentorii noștri au propagat asta din potrivă, pentru că ei au fost nu, au avut grijă de noi. Dar se. Și pe, din zonele adiacente sunt persoane care. Mă rog, da, nu intrăm în detalii, repet. Dar nu vorbesc de mentorii noștri care au scos atâtea, atâtea generații. Mă gândesc acum la Cotescu, de exemplu, a, a avut un student ca a și mărelele și câți zic nu sunt. Da, bun. Să revenim la ceac. Ă, Ceaac. Ă, spunea și tata Pui era de o rigoare fantastică și ce boi le făceam și noi să nu credeți că eram niște sfinți. Ce se întâmplă? La repetiție vine actorul X. Și toți au conspirat în teatru, de la actori până la cabiniere și la croitorie și așa. Bă, hai să facem o glumă, Luca, o stică, zice. să zicem. Bun. Și vine cu la teatru, salut colegi, salut, salut. Și din colegi încep să-i spună, băi, ești bine? Da, zice. Ți-a crescut capul, poftim. Bă, așa pare că ți-a crescut capul, ai ceva encefalită, ceva. Nu, ce aveți? Să mă scuze. simt bine. Băi, dar... Băi, costi... în fine, faci un control, că nu... Adică, fine, noi te vedem zilnic, adică... Bun. Să duce, băi, ai lăsați prostii de astea, nu? Să duce la cabine, se schimbă. Cabiniera, Aul, aoleo, maestre, ce e drag? V-a crescut capul. <laughs> nu, hai nu, nu începești tu cu prostii, că mă lăsați-mă în pace, că nu. Maestre, eu zic să mergeți la un control. Mi-așa mi se pare dar mă rog, eu n-am vorbit cu actorii, nu știu, eu vă spun ce văd. fine, se duce la repetiții, își lasă pardesiu, pălăria, între timp, meșterul croitor vine, ia pălăria și micșorează cum a reușit să fac asta, nu mă întrebați, dar diametru. I-a făcut un mai scurt, da. mai strâmb. Da, mai strâmb. Asta e genio. Se termină repetiția, se duce omul să îmbrace și apar de desiu și când să-și pună pălăria pe cap, nu intra, a căzut, a leșinat. <laughs> L-au trezit Apă Pălmuțe Genial postică, postică. Da, da, da Excepțional Asta e Excepțional fabulos. Da, da, da Și mi, -mi se pare Și este Da, adică o cioacă De asta de Cum să spun Băi, de, complexă. Da, foarte Nu, da, lucrată, și, tăi, adică nu deci da, numai, deci numai nu, dintr-o interacțiune cu un singur om nu poți dar dacă e o chestie repetitivă tot de crește, la... tot crește. Și îți dai seama, numai așa, îl vezi pe om că așa... așa, da, Ești tu, dar nu ești tu, Adică nici nu i dai direct. Și a mai da. fost una, hai să mai zic Zizi, una zic, da, da. Da, hai de asta povestită de meșterul Vladimir Gaetan, Dumnezeu să-l odihnească. Povestea că da. juca într-un spectacol mai de mult, tot la teatrul de comedie, și avea o scenă în care trebuia să și împuște colegul de scenă și pistolul nu funcționa, probleme era deja rumoare în sală, bă, ce se întâmplă, ce face acum? Din fericire era un cuțit pe masă, bă, aruncă pistolul, hăcuiește pe ăsta cu cuțitul, convulsie ăsta moare și de la cabine, evident, intra regretatul Aurel Giurumia, intră în scenă, îl vede pe Găitan convulsiv cu cuțitul ăla agonizând jos și zice, dar se uită, vede, ce se întâmplă în scenă, uită, vede câteva secunde și zice: Cine a tras? C așa era replica. S-a rupt sala cam C așa. era replica. Replica era cine a tras, numai că. Na. Da, el, se că. El n-a improvizat, nu. el n-a. Dar a văzut ce da. se întâmplă. Adică n-a intrat direct și să spună: A văzut, băi, ăsta e cu un cuțit, ăla e. Deci stai puțin. N-a no. schimbat nimic. No. Excepțional. Bă, e replica cine a tras, este. Do bă, da, ce să fac? Textul e sfânt. Textul e sfânt, Textul frate, sfânt, vezi, nu ne băgăm. Asta dacă e... Dacă ești de Dar nauni. tu ți-amintești... Ai, 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 hai să o luăm altfel. Ai avut uh, blank de text? Ai avut vreun moment din ăla în care simți că faci infart pentru că nu mai, nu mai știi textul? Am avut, da. Am avut. Sunt situații în care Textul îți permite să improvizezi, situații în care nu. Adică la de caragiale, text, de exemplu, nu prea poți să improvizezi. Nu prea ce să faci. Da. Acolo te ajută partenerul. Te ajută partenerul foarte mult. Da, e destul de... Situații grave n-am avut, de ce să avut, zic, okay. n-am avut. Dar știu timp... că am avut... Cum? Nu, zi, zi, te rog, iar. Am avut blank de text și o secundă mi s-a părut, două secunde, că după aia am mers mai departe. Uh, S-a părut o eternitate Știi, incredibil Incredibil Ce dimensiuni poate avea timpul în asemenea conotații Păi totul se dilate E ceva incredibil da, Că da, da, îmbătrânești da, un da, an da. În chestia asta. Dar o chestie, hai să zicem, hazlie De deci ce n-am avut <coughs> Până acum, slavă Domnului, n-am avut chestii grave Știi? Ți-am spus, în funcție de context Am mers mai departe, mi-am mi -am amintit textul M-a ajutat și partenerul Da Uh, a, în azilul de noapte, un coleg care juca Luca uh, a uitat vreo trei pagini de text. Adică ce Uia. se întâmplă? Noi eram în culise, deja ne așezasem la țigară pentru că el începea monologul și spunea cum personajul cu care vorbea, nu mai știu, scap acum, că sunt mulți uh. în azilul de noapte, așa, Mă rog, și era o scenă în doi. Și el avea hălci de text. Și l-am auzit, bă, gata, a început, e bine, așa. Și replica finală era, ei, și ce se vezi, draga mea, a venit și primăvara. Și noi ne-am aprins sicările, eram... Aveți 5 minute din și... liniștit. Relaxați, <laughs> 5 spre 7, 8. <laughs> bă, și liniște, vreo 10 secunde. Bă, de o dracu, ce se întâmplă? Liniște, liniște, liniște. Și asta? Și ce să vezi, draga mea, a venit și primăvara. S-a dus direct la final. <laughs> am aruncat am o scenă. Da, bă, a fost uh, crâncen și, băi, ce, blanc total. Sărac. Blanc total, neavând ne experiență, eram studenți, nu s-a crispat rău de tot. Adică zici, băi, eram în pragul unui atac de panică, ce să mai... Nu mi-am mai amintit nimic și m-am dus direct la final. Iertați-mi. Eh, asta e. Se întâmplă. da, e o bună experiență de asta pentru viitor, îți dai seama dar într-adevăr ai perfectă dreptate că și nouă ne se întâmpla câteodată chestia asta și citeai în ochi colegului panica, panica că da. nu mai știe ce trebuie să spun da, și atunci, da, 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 da. dacă vrei să te râzi, îl băgai încă ca și bai, îl duceai în altă partidă, dai o replică ca să-l... Și-l cu niște ochi mari, că acolo nu fusese niciodată, da, adică da, îl duceai da, în locuri în da, da. care... Ei, la duceai la... Adică făceai și o răutate mică, dacă tot vrei să-l ajuți, înainte de a-l ajuta, îi mai hormon, îi puțin. Să da, 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 Dar da. este cumplit. Este cumplit. Îngrozitor. Îngrozitor atunci ai vrea să, să nu știu, să se deschidă o trapă și să... <laughs> dispar direct să, în, să dispar direct în În televiziune poți să faci... Deci exact. tot ce este filmat, poți să faci asta, că să mai dă o dublă. Asta este limpede, că acolo să imediat se rezolvă. Dar când ești într-un spectacol pe scenă, rigoarea textului cam trebuie ținută și dacă nu știi să improvizezi și n-ai experiența improvizatului, n-ai da, cum, da, -ai da, cum da, da. să... Mai există mai există, acum, de exemplu, la teatru de comedie, mai există sufleri? Da, da, există, da, nu? Da, da. Adică ai ai exista. cumva o, o pârghie acolo, în cazul în care. Da, nu? da, da. Dar nu nu, nu-l auzi întotdeauna. Nu-l <gută> nu. de nivelul de uh, concentrare pe care-l ai și de uh, spațiu în care ești. Că nici el nu poate răgni, știi? Îl poate să țipe. A venit primăvăr! <primavar! gută> Dar da. 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 stai mă un pic, că nu... Că <gută> povestea, nu știu, dacă, nu știu dacă știți, povestea mai de mult uh, neteo. Valentin Teodosiu de la Teatrul de Comedie. Uh, o întâmplare cu imensul uriașul George Constantin, nu știu ce epitet să folosesc că nu am fost un zeu. Și au uitat juca, nu știu ce n ști să vă spun ce, dar uh, un, uh, ruși și avea un nume vreo 3-4 Ivan Alexandrovici, nu știu cum, și-a uitat. Era în scenă și Panica, ea, dar el putea să țină lumea trei ore dacă voia, adică <laughs> intensitatea și tot cum era în interior și cu tot. Dar uita cum îl cheamă și se duce către suflor așa și zice... Duce... un pic mai tare. Un un pic mai, pic tare mai tare, da. pic mai tare da. Da. Și se duce către suflor, Uitat clar cum îl cheamă personajul, se duce către suflor zice... si cine sunt? Cine sunt? Și suflorul se uită, speria, zice... George Constantin. maestre. <laughs> că el era. L-a recunoscut. Adică și, și siderat așa cum adică, bun. George Constantin, Maestre Stare se o criză de identitate pe scenă. ce ce cu el, mă? Asta mi se par... Asta sunt foarte mișto. Și asta, bă, da, și asta înfrumusețează cumva, pentru că suntem oameni până la urmă. Da, 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 da. Nu. Dar eu am spus-o și în mai multe interviuri, teatru rămâne cea mai frumoasă formă de expresie a artei actorului. De departe. Sigur că iubim filmul, sigur că iubim televiziunea, radio și acolo un exercițiu extraordinar, dar uh, prestația live. Da? Păi da, acolo, pentru că nu ai, nicăieri nu ai nică nu nu parte de, de feedback instant. Absolut. Iar schimbul ăla de energie, absolut. ăla este... absolut, E fantastic. Și am văzut, am văzut spectacole care îmi plac, am văzut că tot vorbeam de YouTube, fără să, nu se înțeleagă greșit, că nu ador youtube că văd o grămadă și o grămadă de chestii. Am văzut un spectacol pe care l-am văzut pe scenă, din sală, nu avea nici pe departe aceeași vibrație, nu are aceeași intensitate. Dacă îl vezi dacă nu ești acolo. Eu exact asta discutam sunt cred că pe la începuturile podcastului nostru, pentru că exista o mare mod atunci în mm. pandemie de a filma și de a da mai ales către diaspora sau oameni care nu sunt din București să vadă spectacol. Și da. erau mii de doritori pentru un spectacol anume. Eu am noi am înregistrat și noi un spectacol de al nostru ca să-l dăm la fel în 2022 în noiembrie 2020. Mai a fost un fiasco, pentru că neavând oameni în, în sală, e, e foarte complicat și filmatul cu trei camere nu e grozav. Adică. Da, 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 da. da, da. E, e. E casa, nu știu cum să zic, casa de cultură din Comuna Nu e ce trebuie. Nu-i film, e teatru. Dacă e teatru, e teatru filmat, mie nu-mi place. Nu-mi place nici cum. Nici noțiunea de teatru TV, adică. Bă, teatru TV e altă treabă, e mai aproape de film. Adică, uh -huh, teatru TV uh -huh. îl urmărești pe om, te duci cu camere, tai, montezi, adică uh -huh, uh -huh. poți, poți să-l faci foarte bun. Adică te duci către film cu teatru. Avem exemple tot. Exact, asta vreau să zic. Poți, și nu, nu mă deranjează, zi, ok. Dar da, uh, numai așa filmate ce spui, exact cum ai zis. Tu, pe mie, pe mie nu, nici. Nici nu mă mișcă, și îmi face și o părere proastă despre mm. actul respectiv. Că poate este foarte bun, dar oamenii aia de de scenă, dacă, exact cum zice Alex, dacă nu au feedback, dacă nu au energia care se întoarce, el nu dă ce trebuie, și da, nu absolut. e. E o chestie ca și cum te duci la, la serviciu, ai prestat și ai acolo, bifat, și, ai bifat n -n -n -n... și s-a făcut oracin și ai plecat acasă. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Eu, și de momentul ăla mi-am ne-am jurat și noi toți colegii din grup, am zis, mă, noi nu facem asta, nu mai facem, oricâte pandemii ori veni, mai bine ies în, în, stradă și facem pe trotuar, nu știu cum zic, trebuie să-i vezi pe ea în fața ta, să te înjure, să te aplaude, orice, numai să aibă emoții, să -ți o emoție să ți-o dea în tine ca să mm -hmm. poți să dai tu la loc. Că, dacă nu primești, nu prea mai... ai ce da, dar la o bucată nu mai ai ce să mai dai. Da, absolut. Asta e și ideea până la urmă pentru spectatori, adică noi am câștigat partida când simțim clar și ni se transmite că el a fost modificat emoțional. Că dacă îi pleacă după spectacolul așa cum a venit, nu e regulă. Nu prea, da. Pe de altă parte, sunt niște sunt niște spectacole absolut uriașe pe care oamenii, nu știu, din generația mea sau chiar cei mai tineri nu le-au văzut pentru că nu. Nu existau în perioada aia, și care au da. rămas filmate, și doar în felul ăsta ei pot vedea, de exemplu, o scrisoare pierdută că ai vorbit da, de Cotescu. Da, adică, da, și da, da. Multe, multe exemple de genul ăsta. E clar că tu, dacă erai acolo în sală, simțeai cred da, dumne, că era ai... o, o atmosferă de concert. O okay. atmosferă ei, de... Da, da, sunt de... oameni în sală. Asta vreau să zic, sunt oameni în sală și te ajută și reacția sălii pe care o auzi. Dar, da, A una să filmez cu o sală goală, dar pe scenă... Da, să filmez cu o sală goală, într-adevăr, e... E, asta e la pe... de la spectacol și... Da, da, da. Sigur, E altceva așa, e o capodoperă. Da. Una din capodoperele absolut. teatrului românesc, da? Spectacolul lui Ciulei de la Bulandra, dar... Uh, nu sunt multe exemple da. așa, știi? Și închipuiesc cum era să fii în sală. Pe asta vreau să zic. Cred că era... era uh, uh, Energia, nu știu, poate pe care ai putea să o compari cu energia de la un concert rock Da sau energia de la. și pentru că toți oamenii acolo care râd împreună, care înțeleg împreună că uh, asistă la o chestie unică, bineînțeles. Știi, da. la, o, la, o, la o treabă. Una e pentru, să zicem, trupele, trupele mari, să zicem, metalica mă rog, așa. Da. <laughs> am înțeles că îți spune metalic Dar ai văzut? Oi, cum E -am văzut? Am nu? La nimic, la București. Da, de patru da. ore au fost, i-am văzut. Da. Uh, și uh, una e în studio, trupa asta, da? Și alta da. e într-un gig de două ore jumate pe stadion cu 50, 60, 70 de mii, cu totul altă vibrație. Da. I-am văzut, da. O... Na, ce să zic? I-ai văzut, i -i văzut doar aici în București, nu? Da, da, da. Doar aici am fost la primul ăla din 99, când au fost pe... Fost, eu tot 23 zic, apropo. Că v-am zis că nu mai zice Arena Națională. Da, zic, nu, no, 23. Așa am rămas cu 23 și mă... asta e una din chestiile, cum să spun, de, de, drag, de candoare, de știi, adică, bă, îmi place să, îmi și place să spun doștri. Ok, chiar dacă amintește de perioada aia, dar n-are nicio legătură. Așa i am zis atunci și așa, așa a rămas, știi? Așa, așa, așa știi. Și așa, așa știu, minte, da, da, da. Ca da. a pe ce asta Național Arena. Mm? Da, sună da. românește, știi? Lia Manoliu s-a numit o perioadă, ok, da, da. dar 23. Da, și -i am văzut atunci, în 99, după care pe Cotroceni mi-a plăcut foarte mult Big four când au fost Antrax cu Slayer Megadeth și ei au închis, au închis seara. Fabulos, nu știu dacă ai fost. Nu am dar, fost, dar, -am dar fost știu. Senzațional, Mă rog, da. Și te băieți care își fac treaba bine. Da, da, da. Și am văzut că de fiecare dată la... Bă, când au anunțat, deci la ora aia, bă, fix, da, da. 21 și pe lights down, Începe show o... Adică, și o seriozitate absolută, știi, nu e nimic. Asta e asta frumos la, da, la. Vezi, la întreprinderile astea mari, care fac mm -hmm. muzică, care mm -hmm. fac teatru. Nu există jumătăți de măsură sau lați că noi suntem artiști și nu știu ce. Bă, profesionalismul da, da. este. Da, 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 da. Și el face parte din numele ăla. Adică, când vine unul, te strivește odată cu valoarea, a doua oară cu felul cum o face. Adică. Exact cum zici, domnule, am zis la oraia aia, la minutul ăla a început și a ținut atâta cât trebuia să fie. Corectitudinea, sunetul, tot ce vrei, adică da. sunt da. acolo niște bife care tot le pui și când tragi din la final ăștia sunt cei mai mari, știi? Mm -hmm. Asta e go to, cum spui da. Noțiunea, evident că nu este de cel mai mare, știi? Dar nu, dar pentru sunt tine, sunt, sus, da, da. Pentru fiecare ascultător, pentru fiecare fan. Are el o formație care pentru el e colosală. Uite, eu am fost vara asta când vorbeam și am văzut uh, Imagine Dragons. Mm -hmm. Mă, cum să spun, toată lumea zicea, Bă, ce știi tu de Imagine Dragons? Zice, Bă, eu am ascultat odată prin 2015 sau 2014 când au apărut și a rămas o wow, ce fresh sună rock că tot rock-ul suna ca în 2000, ca în 2000, ca în 60, ca în mm -hmm. 70, adică mm, nu mai, pe mine la ureche, nu mai. Mă... Bine, au venit cei din 80, așa, dar ceva nou, 2014, s-a ascult, zic, bă, așa sunt niște puștani, de unde știu ei să cânt mm -hmm. Am rămas siderat, au început la secunda aia, băiatul ăla a intrat în kilos pe scenă și a cântat, era ca un zeu care plutea deasupra oamenilor și mi s-a părut, păi, ăștia da, sunt. Da. Despre ce vorbim? Adică există? Uite, nu mai cântă ca Metallica, nu mai cântă ca nu știu, da, 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 Rolling asta Stones, ca Barnard. Da, da. Aștia cântă la 30 de ani mai fantastic decât cântau aia când aveau 30 de ani în anii 70. Știi? Mm -hmm. Nu știu cum să zic, adică com, nici n-ai cum să compar că acum sunt alte studiouri alte scule care fac sunetul ăla și trei muzicieni pe scenă. Trei. Trei instrumente. Bă, și sunetul ăla este copleșitor. Mm -hmm. Cum pot să facă trei și unul cu vocea să facă ce fac ei. Nu, eu nu, eu n-am priceput. M-a terminat. Două ore am fost în altă lume. De asta zic, professional. Mm -hmm. Nu mai, uite, băiatul știi cu roco. asta îmi place <laughs> foarte mult. Mie mi se pare în continuare absolut fabulos că Mick Jagger la 80 de ani. <laughs> da, bă, nu știu ce au mâncat ăștia. Bă, ce se întâmplă, mă? Da, eu nu, cred că și-au schimbat e... sângele, mă scuzați. Da, la ce... cât am de o fi fumat și deci, Mick Jagger, este interviu cu el, nu știu dacă știți, când era tânăr, când era tânăr fecior, a dat la un moment dat un interviu în care a zis ceva de genul că dacă dacă la, la 50 de ani sau dacă după 45 de ani el încă o să mai cânte Satisfaction, mm -hmm. că o să fie foarte trist. Adică că nu se poate cum el... Pentru că pur și simplu el nu se vedea cum nimeni... Nimeni nu se vede îmbătrânind. Nimeni nu se vede de în momentul în care nu, e tânăr. Zici că nu. Nimeni nu se vede, de timp nimeni nu. nu se vede în momentul care e tânăr uh, 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 la 50 sau la 60 de ani. Și uite acum, deci nu că la 45 sau la 50, mm. la 80, da, 80 da, de incredibil. ani, incredibil. Da. And he, he got the moves. Da, 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 da. da. Asta da. mi se pare uluitor. Așa, -i. Așa -i. Bă, chiar dacă cum să spun, cum au fost și Guns N' Roses, nu ni, Vocea nu mai este aia. Mă, da, fac muzica aia în continuare. La fel și Guns N' Roses. Eu, când au venit aici în București, i-a rămas cu gura căscată. Băiatul ăla de atunci avea 70 de ani, acum are 80, îți dai seama. M-a alergat pe... Să nu, avea 60 ceva de ani. Cine, Era... Excel? Nu, nu, vorbesc că de... Guns? de la... Că la Guns? Nu, nu, stai. nu, Guns N' Roses. Am pierdut eu. Uh, Cred că nu de Guns, voi să zici. Nu, 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 Nu de, că -asta de Mick Jagger, măi. De Stones. Stones. Stones, când ah, okay, a venit okay. în București, yeah. a alergat, când l-am văzut că avea o pista acolo, și dracu, o fi pista aia de mișcă. Dracu ăla a alergat în față și în spate și cânta. Și avea 70 de ani. Pe acolo, da. Pe acolo, un 68. Da. Băi, e exact ce ce o fi făcând de aia, ce au făcut. Da, e... cu, cum să, și toată lumea zicea, că-s drogați, că-s Mă, dar trăiesc cumva, nu știu, e... Nu că Gans, cu tot respectul pentru fani și pentru trupa mare care a fost, ei au venit când lumea aștepta la concert pe la Romex, sau când a fost acum niște ani, ei plecau din Viena cu elicopterul, că au avut nu știu ce probleme și au ajuns după două ore. A, nu, nu, nu. Când au fost Gans pe vara asta aici, au venit la timp și au Eu zic că Excel n-a fost chiar foarte atent cu cariera lui. Zim și mie, în ciuda rog, talentului lui Uriaș, da. Zim, te rog, unde, unde te vedem? În ce te vedem acum? Oi, bun. De, de groapa am zis. Europa, așa, da, da, ai zis eu. de groapa, da. Așa. Uh, la teatru de comedie, în... Uh, am scos de curând o premieră, regia Vlad Masaci, și numește, spectacolul se numește A fi sau a nu fi, regia Nick, uh, autorul Nick Whitby despre o trupă de teatru în timpul celui de-al doilea război mondial, când a fost invadată de Germania și, și un rechizitoriu adus nazismului, că noi ne gândeam în contextul ăsta, poate lumea înțelege greșit. Nu. Dacă e bine pus la punct și chiar să bucură de un succes, eu vă aștept. Mă Deci a fi sau a nu fi, de Nicuit Bi, regia Vlad Masaci. Artă la domiciliu, regia Dragoș Huluba, colegul meu care a făcut un spectacol senzațional, un colaj de texte din Caragiale, Dumitru uh, Dumitru Solomon, Solomon uh, uh, băieșul Mazilu. Very nice. Așa, very nice, da. Artă la domiciliu făcut în pandemie. Am avut a uh, apropo de asta, e ca așa un ați repetat, ați repetat în pandemie? Da, da, da. Și uh, era foarte ciudat să vezi, deci niște siluete cu cum cu cu măști, măști, cum urmăresc spectacolul și parcă nu erau ei, adică erau măștile alea îi, îi cenzurau nu aveau reacțiile așa cum le-ar fi avut normal să râzi, că dacă și să râzi și să te miști Parcă erau cu... niște statui ciudat, foarte ciudat da, și la un moment dat înainte de a intra în scenă mi-am văzut colegii de la tehnic în, în culise ei, erau cu măști și zic, ce prost să bă, n-am mască și am dat să fug spre cabină să-mi iau mască, opri <fie> oprit de... regizoarea tehnică și încă un coleg, Angel, Angel calm, noi pe scenă suntem fără măști du-te că trebuie să intri în cel. Ah, ok. Deci Ce șocul, înseamnă... șocul cât de puternic a fost da, și cum s-a da. uh, repercutat asupra noastră, da. Așa, revenind, ăsta Arte la domiciliu, regia Dragoș Huluba, um, la sala nouă de, la, de lângă sinagogă, de lângă Sfânta mm -hmm. Vineri și uh, în uh, Picasso versus Einstein. Uh, rolul Sago, regia Teodora Petre, în uh, La Pulce, regia Holac Horaciu Măleele, tot la Sala Mare, la Sala Radu Beligan, așa, ce mai joc mă frate? La comedie ca... Ăsta, uh? da, atâta, am în uh, independent, așa. crească uh... independentul. Uh, ăsta este cel mai greu rol de până acum în America, în Buffalo, regia Bogdan Budeș la Teatru de Artă. Ce frumos e textul. Uf, minunat. Este senzațional. Dar dacă nu respecti la virgulă cum a scris Mehmet, te execută domnul Mehmet instantaneu. Deci trebuie, și e un genul de text care trebuie repetat și ținut viu tot timpul, altfel se duce. Foarte greu. Cumplit. Da. E minunat. Dar e minunat și e normal să fie greu că dacă era ușor domnul Membe nu mai scrie el lăsa Păi el scrie uh, altcineva nu? paranteză da? și întrebare știu că teatrul de artă locul în care se joacă spectacolul da? a fost în renovare da au dat drum acum da, sau? da, da, ce da. Au dat drum. a trecut prin niște cum să spun nu neapărat nu dă ca audine, dar un șantier enorm geo, da de, geo, de ce geo, renovare, geo, renovare. pe geo Constantinescu da, 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 de la da. teatrul de artă da da S-a mărit sala, acum a, aerul e mai mult. <gântu -i> în vară am jucat. Complicat, fără aer. Oh, da, a fost, a fost. Am jucat uh, la jumătatea lui iulie, cred. Și deja după 50, -50 minute aerul nu făceau față, erau două aparate, dar nu făceau față. În scenă, cred că erau 60 de grade. Și am avut. Uh, a, da, trebuie să zic asta. Am avut un. Și eu și Geoam am avut un moment de. un semi-vertij, așa în scenă. Aoleu. Da, păi proiectoarele, scena micuță, proiectoarele alea, era unul care simțeam că mi-ar de ceafa, adică și uh, publicul în sală după 5-10 minute sfoșgăiau, gă, 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 nu, nu, nu se simțeau un confort și cade și curentul aia, a căzut curentul noi am improvizat ce și zic, fac, băi, nu ce Bă, ai plătit factura da. uh, am reușit să mă duc până în bezna asta de jumătate de minut care la fel a apărut 100 de ani am reușit să mă duc să iau o gură de apă, că simțeam că leșind și da, am justificat-o, zic, am improvizat în jumătatea asta de minute, zic, mă duc să văd dacă nu e lucrare în capătul străzii aici, că s-ar putea să fie ceva. Uh, curentul a revenit, dar în, uh, când cei din sală s-au prins, apropo, uh, schimbul ăsta de energie, spectator, actor, s-au prins că nu e, uh, nu face parte din spectacol și că a căzut da. curentul pe bune și au prins telefoanele și ne-au făcut lumină în scenă. Mișto. Sublim. Foarte mișto. Excepțional. Ce am zis, da, bă. Da. Despre asta uite, e vorba. Uite, exact. Da, da. Ei, au, ei au înțeles, bă, uite, oamenii au un accident, dar ei continuă, ei nu se opresc. Nu ne cerem scuze, am, nu știu ce, ei continuă da. în, în sensul ăsta și noi atunci asta hai să-i să ajutăm. Da, minunat Despre asta e vorba. Adică schimb, fix schimbul ăsta de energie, schimbul ăsta de, <coughs> de chestii, e... e și am revenit, da, revenit cu am revenit din culise și am dat, Printem. chiar am pasant așa, dar s-a înțeles. Ți-am -ți zis că am plătit factura, e o lucrare acolo. Așa, și am continuat. <laughs> uh, Fine. Bun, uh, deci uh, acum, uh, acum ăsta... spațiul este renovat, e renovat, au dat drumul. Domne, veniți, da, domnule, veniți. Că acum de curând, nu? E... Da, 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 păi mai puțin de o lună. Mai puțin de o lună, ok. Da, da, cam așa. Cam jumătatea Jum lui octombrie, cam așa. Ah, da. Corect. Așa. Și cred că mai e ceva la, uh, cum se cheamă teatrul ăla? Avangar da, un mm -hmm. cuplu ciudat în care un spectacol Simon? de suflet pentru Neil Simon, da, pentru mine și colegul meu și prietenul meu Alex Conovaru. El că mulți ne-au zis, zice, bă, v-ați asumat așa de bine că se mănasc cu Jack Lemmon și Walter Matt au zis că ne onorează comparația, dar hai să rămânem în spațiu, <laughs> hai să rămânem în spațiu teluric, correct, că până correct. la stele nu e, e cale lungă. Și el joacă Oscar Madison și eu joc Felix Ungar. Celălalt e un text absolut senzațional. Senzațional, da. Neil Simon a scris perfect, adică respect. Are potențial, după părerea. <gântu -i> da, da. Nu, puștul e Promite, okay, promite. Ăsta, da, da. Da, da. <gântu -i> la avantgardia, sala era absodia așa mm -hmm. tot în centru vechi. Ăsta ar fi al doilea și mai am un independent, uh, prieten la cuțite se numește. L-am jucat uh, la sala Dallas. Și am avut turneu prin țară cu el, regia Conrad Mericofor, adaptare după Central Park Westul Woody Allen, mm -hmm. uh, cu George Ivașcu cu Ana și Monica Odagiu, Nadiana Sălăgean și subsemnatul. Cam asta ar fi. E că sunt câteva. Da, păi știu, știu că lucru. am scos am scos și, -și premiere într-un an. S-a Da. eu nu cred în cantitate, dar eu zic că am avut timp pentru fiecare în parte să iasă așa cum, cum ne-am dorit. Deci cinci, am zis de ăsta lui Vlad, de Picasso versus Einstein și astea trei da, da. într-un de zile la Buffalo a fost, mă rog, o să vedeți. Da. Așa. Da. Cam asta și Și ce ți-ai dori? Ai lucruri la care a, te și gândești? Film. Da, asta e că am făcut și... Am făcut și film. Am făcut și film, da. N-aș... Uh, adică aștept... E în post-producție un film. Deci uh, va apărea în 2024, fie, probabil, sau chiar da, acum. Cred că da, cred că da. Uh, se numește Ieșire de urgență. În Regia lui Bogdan Mureșan, un regizor cu care am lucrat extraordinar. Eu aveam... Eram puțin complexat. Uh, că nu făceai film? Că nu făceam film, dacă Ăștia care am făcut TV avem... Mi s-a pus de către o un tichetă. quantum nu foarte mare, de ce să fiu din cinematografie dacă nu n-am fi performanți, că TV-ul te uzează și eu nu cred în asta, bineînțeles că nu cred în asta, dar nu, nu reușeam să pătrund în lumea să zic băi, da, de ce? Și a fost la un casting de ce? sau a fost o discuție doar cu regizorul sau cu producătorul. La, la, la asta, la proiectul ăsta, casting, da. da, casting. Și a plăcut foarte mult, dar un casting foarte, foarte serios. Dar nu e o comedie. Care se... Nu, deloc loc N-aș da. Nu, nu, nu dar da, da, da nu, nu, da dacă am dat spoiler. Nu, 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 da. nu, atâta. Eu atâta. Am, atâta. am întrebat doar că da, da. dacă e comedie sau dar dacă e dramă, atâta voia Am făcut timp. și în zona de film comercial care trebuie să existe, că am văzut că spunea și Conu asta. Băi, nu pot fi numai filme de artă. În, în da, este e esențial, dar frate. Hai să fim serioși, da. Ce am, am avut în ultimii ani ăsta, Zăpadă, și Dragoste, tabara, da, fără prelungiri, Debut pentru Ștefan Pătrașcu, nu știu dacă l-ați văzut. Nu l-am văzut. Uh, am fost onorat să mă regăsesc în distribuția asta cu Răzvan Vasilescu, Cecilia Bărbora. Îl vedeți pe, este pe, e pe Netflix acum, Cecilia Bărbora, Mihai Malaimare, Nicodim Ungureanu și alții. Că uite, nu îi țin minte pe toți acum, dar foarte, un film foarte, foarte ok. Aștept să apară ăsta, deci uh, am avut activitate oh. și am și în lumea filmului, da... Mai filmat, uh, să vedem, tot în primăvară probabil, la Cristian Comeagă, un lungmetraj să apară în primăvară. Da, am activitate. E bine, e spectacol. Șeful are spectacole, ești angajat, adică da, ce vrei da. mai bine de atât? Adică să ai și de muncă. Păi eu zic uh, să trecem atunci și la, la uh, treburi serioase. Angel, îți mulțumim foarte mult, foarte mult. Uh, spor. Ne revedem cu Angel pe Patreon să-i punem uh, întrebările, da. cum ar zice cineva, care contează. Absolut. Mulțumim nu mult poate. de tot. Nu, lăsați, nu uitați mult. să lăsați acolo un comentariu pentru uh, algoritm. Mulțumim mult mulțumesc de tot. Mulțumesc mult și eu. Mulțumesc mult și eu și vă aștept la teatru. Mersi. Să ne vedem cu bine. Dom'le ajută. Ceau. Salut.